dimineața! Am ajuns la locul unde lăsăm mașina să mergem spre stâna din Scorota cu nea Tomi și cu Relu, pe care îi salutăm. Salutăm, domnul Laurențiu! Zăpadă multă. Hai ca să ai pe drum, să vezi ce-i pe munte. Începem drumeția. Începem să urcăm pe cheile Scorotei, spre stâna din Scorota și mergem cu elan și sperăm să filmăm mai ciopor de capre, un țap. Zăpada e ca și iarna, e primăvară iarnă aici, dar a prins o zi splendidă și sperăm să fie toată ziua la fel. Drumeție faină! Mulțumesc! La... Da, ai văzut? Tomi, deja ai retezat un mix. Poftim? Tomi, deja ai retezat un mix. Da. Da, tare, viare. Parcă e ca iarna. E o primăvară de iarnă aici pe cheile Scorotei. Dar nu mai întoarcem. Îți dai seama.
fost bine. Dar am ajuns, cred că e mai mare. Jumătate de metru e peste tot. Media e o jumătate de metru aici. Cred că mai are un metru ca pupa. Băi, abia pot să trec, nu știu, băi, cum ați trecut pe aici? Nu se duc caprele pe acolo, nu au ce mânca. Uite cum cade zăpadă de acolo, de stâncile alea. Dar cât de înalt e ăla? Aici, de jos până sus, are 250 de metri. Diferență. Găsești locul pe Socorești. Vântul pe sub. Ciocritoare. Da. Bă, am făcut o gaură acolo la un brad lângă refugiu. Nu-ți vine să crezi. Cât cap așa, cât corpul. Uite așa, gaură. Pe jos sunt înalt, de mășițe. După aia a doua oară am urcat de la stâna, de acolo, de la... O să abordez dinleată stânga, urmă prăcuturi și rețe. De la Cărțânmer, spre Negoiu, și de la cabana Negoiu să ajunge vârf. Așa? Dar... Spectaculos. Să vedem niște căprițe. Ce faine să văd. Super faine. Plin de căprițe. Nu mai cunoști dacă se vede. Câte ați numărat? 20 sunt. Păi de pe partea stânga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 până acum. 19? Da. Vă sunt 19 numai pe partea treaptă. Probabil să băgăte în spatele stânca aia de sus. Uite una aici, aproape. Da, da, da. Acum coboară.
acolo, știu unde sunt, n-am ce să mai... Vezi că-s trei sus. Și aici, ba, aici dăr... S-ar putea să fie chiar patru. Și dăr și mai repede... Sunt două una lângă alta. Aici îți găsesc și mai repede mâncare, pentru că bate ăsta aici cel mai repede să duce zăpada. Aici, în zona asta. No. Un ciopor de capre negre înretezat. Super, fain. Dar din stânga n-am... N-o fi capră, nu știu. Că nu s-o mișca deloc. Nu cred. 26. Ăsta-i toporul care... Da, că se... Nu vine ursul să te atace, cum te atacă cocoșul de munte sau... Mai în piatra Craiovii, la 5 metri am pus-o. Da? Cum, Amadeus? Amadeus, da. Amadeus, că țin minte. Tot ce avem voie să vorbim. Cuvinte până aici, cum ți s-a părut drumeția? Foarte ușor drumul și foarte spectaculos peisajul. Bine, nu chiar putem zice că e foarte ușor, că nu-i... Pentru noi, da, da. Ideea e că și orice... copiii ar putea, da, să vină, da, mai... Așa putea să vină și fiica mea, da, de 8 ani. Ideea e că sunt niște peisaje de vis. Da. Chiar merită să vină toți cei din Valea Giurului, cum e noi din Petrila, ce să mai vorbim de cei din Orican și zona asta. Da, păi și vin, că avem aici mulți prieteni care vin. E de vis, nu e zăpadă mare, nu e gheață. Beni, gheață poate merge. Esler, sunt mulți care vin. Mi-a Tomi îi cu parângul, dar când are ocazie, orice munte nu-l ratează. Când am o invitație specială din partea lui Zulei, să știu că nu pot să o refuz. Corect, Nea Tomi, mulțumim că ne-ai onorat cu prezența. Noi am vrut să vadă Luci, Relu, să vadă... Am văzut cele mai multe capre negre de până acum. Da, câte ai numărat? 26. 26. Sperăm să mai vedem ceva. Una s-a ascuns, era o... Bandit. Muchea cu lăstuni. Asta e muchea lăstun? Da. Uite capra. Deci astea sunt alte două și una mai sus. E una mai jos și una mai sus. Le vezi? Da. Deci 28. Deci aici se văd iar pe partea ăla. Aproape de vârful ăla, brad. Acolo, aleați.
de unde le știți voi caprele astea? Sigur-s capre. Da. Nu prea cred. Ba, ăla din stânga-i țap. Da, vezi? Aici, din stânga aici noastră. Asta am vrut să aud. Vezi ceva, da, da. Le văd că se mișcă. Ajungem imediat, Nea Tomi, așa-i? Cât mai avem? Mai aruncăm de 5 cu băta. Cât mai avem de mers? 5 aruncături de băt. Așa spunea un apuseni. Doamne, până la padici mai este mult. Și oamenii ziceau, doamne, o aruncătură de băt. Am mai mers noi cât am mers, alt om. Domnule, mai este mult până la padici, o aruncătură de băț. Am aruncat vreo 5 bețe. Și tot n-ai ajuns. Bă, ce frumos te vezi aici. Aici mai face cuvărit. Hai să vă fac o întâmpinare. Păi, Lenciule, fiind-i mai sus tu. Am ajuns în paradis. Da. Mai avem un pas și coborâm din paradisul. Alte zone mai de ochiate. Nici nu vreau să-mi amintesc, să vorbesc despre ele. Mai că puteți să stăm câteva zile, că nu-i problemă. Da. Și am ajuns la stâna Scorota.
Super, bă. Super, bă.